Au fost date publicității concluziile evaluării implementării controlului sănătății animalelor în relație cu pesta porcină africană. Un alt obiectiv a fost și acela de a urmări acțiunile întreprinse ca răspuns la recomandările anterioare de audit ale Comisiei Europene de Sănătate și Siguranță Alimentară. În concluzie, raportul menționează, citez, autoritățile veterinare au înregistrat progrese semnificative, în special în domeniul înregistrării unităților, al calității investigațiilor epidemiologice și al urmăririi din unitățile de focar. Cu toate acestea, lipsa continuă a oricărei aplicări a constrângerilor privind dimensiunea exploatației și a cerințelor de biosecuritate în unitățile necomerciale menține ridicat riscul de răspândire a bolii la porcii domestici. Am încheiat citatul. Deși au fost înregistrate progrese semnificative de către autoritatea competentă, ANSVSA, rămân în continuare de rezolvat anumite aspecte pentru care au fost formulate o serie de recomandări. Toate informațiile despre acest raport le găsiți în exclusivitate într-un articol bine documentat, publicat pe site-ul nostru agro-tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă.